Încă de la primele ore ale dimineții, angajații societății servicii publice au început să orneze orașul cu cele peste 36.000 de crizanteme. În acest moment ne aflăm pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, mai exact lângă scena unde va fi oficiată slujba de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de pe 14 octombrie. Aici numai puțin de 8.000 de plante au creat un covor floral. În fața scenei de pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, muncitorii de la Societatea Servicii Publice au amenajat ornamente din flori roz și albe în forme pătrate și rotunde, în centrul cărora sunt cruci. Albul pentru cruci și un ovul bătut ca să se vadă frumos de sus. Și pe lângă aceste crizanteme albe și roz, ce alte flori au mai fost folosite și ce culori? Tot crizantemii și pansele, ghiveci pentru scenă și crizantemii roși pentru făcut aici bordură să nu poată pătrunde oamenii. Pelerinii care au trecut deja pe la Racla cu maștele Sfintei Cuvioase Parascheva și se îndreptau spre orașele din care au venit, s-au oprit câteva secunde pentru a fotografia aranjamentele. V-au impresionat florile? Da, foarte frumoase. Nu m-a lăsat sufletul să nu fac o poză. Foarte frumoase, deosebite. De unde veniți? De la București. Ați văzut ornamente de acest tip și la București? Atât de mari, nu. De ce ați făcut o poză? Cui vreți să le arătați? La familie, la părintele duhovnic, la colegi. Ia uite, superb, n-am văzut în viața mea. Societatea Servicii Publice a stabilit un record anul acesta cu cele 36.000 de crizanteme care vor împodobi orașul pe 14 octombrie. În cadrul serelor se lucrează non-stop în decursul anului. Fiecare ciclu de producție începe cu butașe și cu materialul săditor, astfel încât, cum vedeți, această perioadă, 14 octombrie, noi trebuie să avem crizantemele înflorite pentru a putea împodobi zona respectivă. Dacă întârziem și cu o săptămână, vă dați seama, degeaba a fost tot efortul nostru făcut pentru creșterea lor. Slujba Sfintei Liturghii va fi oficiată începând cu ora 9:30 pe pietonadul Ștefan cel Mare și Sfânt de înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi atât din țară cât și din străinătate.